v-am găsit! Este vineri și așa cum v-ați obișnuit, astăzi aflăm împreună cum putem petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. Chiar dacă acest weekend nu se anunță a fi unul foarte bogat în evenimente și nici vremea nu pare a fi prea frumoasă, nu înseamnă că nu avem ce face. De exemplu, sâmbătă de la ora 11 în centrul Devei are loc o nouă ediție a campaniei Premianții fără premii. Premiantul cu numărul 70 este Mihai Perț, un copil de 8 ani care reprezintă cu cinste România în competițiile sportive. Susține, alături de alți colegi, concerte caritabile, este de o inteligență sclipitoare și este o bucurie să stai de vorbă cu el grație educației și instruirii primite atât în familie cât și în școală. Campania Premianții fără premii a început în 12 octombrie 2013 din dorința de a-i recompensa simbolic pe acei oameni extraordinari care prin munca lor fac România să existe, dar care în același timp sunt oarecum ignorați de autorități. Acest proiect minunat ajunge sâmbătă la ediția cu numărul 70. În toată această perioadă, oamenii care au ales să fie alături de inițiatorii campaniei și de cei premiați au învățat să descopere și să redescopere valorile României.
Tot sâmbătă, microbiștii pot urmări meciul de fotbal dintre echipele CNS Cetate Deva și Gilortul Târgu Cărbunești. Echipa deveană luptă pentru promovarea în Liga a treia. Meciul se va disputa de la ora 17:30 pe stadionul municipal Cetate Deva. Intrarea este liberă. La scurtă vreme de la înființare, echipa finanțată de primăria și Consiliul Local Deva și antrenată de Marius Sârbu a reușit să confirme și să ia o opțiune serioasă pentru promovarea în Liga Superioară. Dacă timpul vă permite și dacă doriți, bineînțeles, cei din grupul Civitas vă invită tot sâmbătă la o acțiune de voluntariat. Acțiunea se va desfășura în intervalul orar 9:30-10 pe terasamentul Casei de Cultură. Operațiunea constă în igienizarea trotuarului din fața băncilor și a băncilor din zona Casei de Cultură, folosind soluții speciale, perii, bureți și apă. Soluțiile folosite la igienizare, mănușile și bureții le veți primi acolo. Tot în acest weekend puteți vizita Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Cu siguranță aveți ce vedea, mai ales că o matriță din bronz folosită acum 2000 de ani de daci este expusă aici. Matrița a fost descoperită în anul 2013 în zona cetății Sarmizegetusa, regia din Munții Orăștiei. Este o piesă masivă cu 8 fețe, dintre care cele două principale au formă hexagonală, iar celelalte sunt rectangulare. De când a fost descoperită și până în prezent, piesa a fost prelucrată științific de către colectivul de cercetare al șantierului arheologic de la Sarmizegetusa, regia. Matrița a fost descoperită la rădăcina unui fag uriaș care s-a rupt după o furtună puternică ce a avut loc în zona cetății Sarmizegetusa. Piesa extrem de valoroasă a fost ridicată de administratorul sitului arheologic și a fost predată istoricilor, care au început să o cerceteze din punct de vedere științific. Binevenită este și o plimbare la Castelul Corvinilor, mai ales că aici puteți vedea în această perioadă o expoziție de reptile vii. Exemplarele pot fi admirate în curtea exterioară a castelului de luni până vineri între orele 9 și 21, așa că, dacă vă grăbiți, încă mai puteți ajunge în această seară. Prețul unui bilet pentru adulți este 7 lei, iar pentru elevi, studenți și pensionari 5 lei. Copiii sub 5 ani pot intra gratuit, în timp ce grupurile de minim 10 persoane beneficiază de reduceri. Dacă preferați să vedeți un film în timpul liber, trebuie să știți că la Cinematograful Patria din Deva rulează în aceste zile comedia thriller Povești trăznite. Pelicula rulează în fiecare zi de la orele 15, 17 și 19. Lipsiți de apărare în fața unei realități care pe neașteptate poate deveni imprevizibilă, personajele din Povești trăznite traversează granița subțire dintre civilizație și brutalitate. O poveste despre dragoste, dezamăgire, răzbunări ale trecutului, tragedie și chiar violența din detaliile vieții de zi cu zi. Toate apar pentru a împinge pe eroi pe marginea prăpastiei, spre incontestabila plăcere a pierderii controlului. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, Sara, me muévete. Hermano. Buenas noches, ¿uno solo? Veo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? Juan. Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! No te puedo creer. ¡Fílmame esto, Néstor! Violencia, a ver. Yo estoy describiendo una realidad. No, ¿dónde está la violencia? Hola.
Hot Harvard News with Michael Dougherty signing on to co-write and direct the Christmas horror Krampus for Legendary Pictures. Director of the 2008 Halloween cult classic Trick or Treat, Dougherty will team with Todd Casey and Zach Shields to write the script, which is based on an ancient pagan demon who punishes wicked children during the Christmas holiday season. That's all for today. I'm Valerie, and remember, every cloud has a silver lining. See ya! Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. La revedere!